Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Raportul de Seară. Astăzi în platou, în calitate de invitat, este domnul Lucian Harșovski, viceprimarul municipiului Suceava. Domnule viceprimar, vă mulțumesc că ați răspuns invitației. Bine ați venit! Și eu mulțumesc din nou de invitație. Bine v-am regăsit și salut pe această ocazie și sucevenii care ne urmăresc. Cu siguranță vom discuta și despre buget pe anul viitor, despre administrație, dar aș dori cu un subiect mai ușor. Aș dori să traduceți o chestiune pentru suceveni. Această distinție, destinația europeană de excelență primită de municipiul Suceava și chiar astăzi a fost deschis și târgul de turism în Suceava. Ce înseamnă acest lucru pentru comunitatea suceveană? În primul rând înseamnă o recunoaștere a muncii noastre din municipiul Suceava și de ce nu la nivel județean, pentru că vorbim de Bucovina ca zonă mare și Suceava ca municipiu, o recunoaștere a muncii și a faptului că într-adevăr s-a investit în turism, s-a investit în aducerea de străini, de turiști în zonă. Trebuie spus clar, municipiul Suceava a câștigat acest titlu de excelență datorită unui proiect depus de către Consiliul Județean, ce e drept, cu Cetatea de Scaun. Cetatea de Scaun este un proiect început de municipiul Suceava și continuat ulterior de Consiliul Județean de reabilitarea acestei fortificații, care este foarte importantă și din ce în ce mai mult vizitată de către suceveni. Prin urmare, concluzia e una simplă. Dacă noi tot ne criticăm sau suntem critici și suntem aspri cu noi, până la urmă e normal, punct de vedere al sucevenilor, vă spun că uitați ceilalți din afară, și mă refer atât din afara județului, a municipiului, dar și din afara României, uitați-vă că ne apreciază și înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Eu am spus tot timpul sucevenilor și e felul meu de a fi optimist. Întotdeauna trebuie să vedem și partea plină a paharului, nu doar ce e gol. Noi suntem zi de zi frustrați, supărați, cu grijile cotidiene, dar nu avem timp să ne bucurăm de acel frumos care îl avem în jur și de faptul că această viață, până la urmă, este scurtă și trebuie să o trăim așa cum ar trebui, cu zâmbetul pe buze, chiar dacă ne este greu. De aceea, uitați-vă că este încă un semnal că lucrurile sunt pe făgașul normal, că municipiul Suceava arată bine și chiar spuneam într-o zi, și am mai repetat și aici dumneavoastră sucevenilor, am spus cât de greu ar fi oricărui atunci când merge la muncă sau vine de la muncă pe bulevardul principal, chiar dacă să spunem că mai stă 2-3-5 minute în trafic, să se destindă privind florile, privind aranjamentele puse de către municipiul Suceava și o să vadă că într-adevăr municipiul Suceava este un oraș frumos, spun eu, elegant și de ce nu chiar curat. Pentru că în ultima perioadă curățenia a început să fie menținută mai mult, chiar dacă noi o facem tot timpul, sucevenii au înțeles că trebuie să pună acea hârtie în buzunar până la un coș de gunoi sau să nu mai arunce țigara pe geam atunci când stau la semafor. Corect. De aceea eu le zic celor care nu au încredere în noi că avem o dovadă în plus, că suntem respectați și că acest titlu de excelență ne aduce cinste și îi rog pe suceveni să fie mai optimiști și mai zâmbitori așa cu problemele de zi cu zi, pentru că altfel treci peste ele și stai să te bucuri de frumusețe. Și pentru că vorbim de frumusețe și de cultură și de turism, o să vedeți cum o să arate târgul de Crăciun în acest an. O să fie o capodoperă, spunem noi, ceva ce n-am mai văzut Suceava. Eu nu zic că nu s-a întâmplat și în alte orașe din țară sau în străinătate, dar vom avea o cupolă luminoasă în centrul municipiului Suceava, pe un stâlp foarte înalt care va porni spre alți 8 stâlpi. Vom avea târgul tradițional cu căsuțele deja care sunt mai noi luate în primăvară. Vom avea spectacole. Totul va începe pe 28 noiembrie odată cu precentenarul Unirii și timp de un an de zile municipiul Suceava va fi, eu spun eu, într-un fel de sărbătoare continuă, nu în sensul negativ, în sensul că trebuie să comemorăm această unire și să o respectăm, unirea cu țara Bucovinei din 1918 și anul acesta vom avea într-adevăr un oraș mai frumos ca anul trecut. Eu nu spun că anul trecut a fost urât, pentru că toată lumea a apreciat și acest efort care au fost puse în municipiul Suceava, aceste crizanteme, spune că vor aprecia și lalele care se plantează în momentul de față și vor înflori în primăvară, dar vor aprecia și aceste lumini de sărbători și am văzut deja câțiva pe Facebook, în ziua de azi, da. Facebook-ul e peste tot și în toate. Da.
o fotografie. Ca un judecător acum sau cum? Acum era ca judecător. Sunt momente când suntem și apreciați, în care spunea cineva, se întreabă, dar deja se aprind luminițele de sărbători. Vorbim de aceste ghirlande, perdele luminoase dintre stâlpi pe bulevardele principale și colegii mei de la Iluminat au început deja să le lege cele de pe George Enescu și vor lega treptat în fiecare noapte, în așa fel încât pe 28 toate să fie aprinse. Deci uitați-vă că suntem în 15, da? 16. Nu mai știu data, pentru că așa e când ești ocupat zilnic. Pe 16 și mai avem mai puțin de 12 zile până când vom aprinde în tot orașul iluminatul și foarte important zona centrală. Spuneam de Facebook că cineva punea cu semnul întrebări și am văzut comentariile. La comentarii culmea că erau unele pozitive și spuneau, da, într-adevăr, ne pregătim de sărbătoare, ne pregătim de sărbătorile de Crăciun, dar alții care vroiau neapărat să critice administrația locală, păi de ce le aprinde acum? Le aprind pentru că înseamnă câte o macara, un PRB la fiecare astfel de stâlp și pe parte și pe alta pus în fiecare seară, sunt niște norme de protecție cu indicatoare rutiere, cu sprijinul poliției locale și nu s-ar putea aprinde toate într-o singură noapte pe 28, pe 27 seara sau pe 28. Vom aprinde la buton, superbul buton la numărarea inversă a domnului primar, bradul și zona centrală. În schimb, ușor punem în funcțiune luminile de sărbători, în așa fel încât suceveni să se bucure. Domnule viceprimar, sunteți om politic și înțelegeți comentariile de pe Facebook. Nu puteți avea, eu știu, 100% să aveți unanimitate în apreciere. Adică nu vă îmbătați cu acest gând. Eu vreau un lucru să vă spun. Într-adevăr, așa este. Întotdeauna este o marjă de 10% care sunt puși să comenteze și comentează de rău. Mai sunt unii care se iau după acea marjă de 10% care ia și mai rămân și oamenii de rând care nu au timp și întotdeauna le-am spus, pentru că mulți câteodată se panichează când văd ce de comentarii sunt la acest articol, din care nu toate sunt pozitive. Zic, da, omul când vede ceva frumos, îi se pare normal. Și nu spune acolo, bravo, felicitări. Da. Și nu e normal să spună. Da, în schimb, unul care e cârcotaș întotdeauna va încerca să facă. Acest site de socializare, Facebook-ul, ajută foarte mult. Eu sunt foarte activ, spun eu, pe acest domeniu și încerc să răspund sucevenilor, chiar dacă câteodată nici mie nu-mi convine, pentru că trebuie spus clar, nu-mi convine că sunt criticat. E felul nostru de a fi, eu nu spun în sensul rău. Da. Dar critica constructivă o apreciez tot timpul și încerc să rezolvăm problemele. Ne întoarcem la această distinție, cum ați și sugerat, într-adevăr au fost voci care au spus, domnule, pentru ce ni s-a dat această distinție, destinație europeană de excelență în condițiile în care lipsesc multe? Ce ar mai lipsi? Ca să fie, eu știu, de plinătate. Avem un handicap, ce-i drept, nu avem orașul vechi, ca să spunem. Avem câteva obiective turistice, ce-i drept, dar nu avem. Ce credeți că s-ar putea face? Poate nu sunt bani acum, dar nu. Într-adevăr, sunt foarte multe lucruri de făcut și cei care spun că nu avem prea multe, îi așteptăm cu propuneri, cu idei și v-am spus ce e bun luăm și dacă găsim și sursa de finanțare. Pentru că eu asta o spun tot timpul, să cevenilor. S-ar face foarte multe, foarte multe s-ar face, dar este vorba de partea financiară, de bani. Atâta timp cât nu ai această sursă de finanțare continuă, ca un sac fără fund în care tot să scoți bani, va trebui să chivernisim lucrurile, să le așezăm pe un făgaș normal. Abil, trebuie să fim abili și să găsim sursă. Să punctăm acolo unde trebuie. Nu știu dacă am acum o idee expre. Sunt clădirile vechi și primesc, chiar port o discuție cu un domn pe Facebook, care îl apreciez că e și critic și corect câteodată, în care mi-arată fel de clădiri. Care are o critică constructivă. Așa, și vis-a-vis de pe strada Ștefan cel Mare, vis-a-vis de sediul BCR, sunt anumite clădiri vechi acolo. Și mi-am spus, uitați, ce bine ar fi dacă ar fi reabilitate, cum ar arăta și mai departe. Sindicatele... Da. Iar și o clădire... Muzeu care arată super. Așa, o clădire care nu aparține municipalității. Sucevenii, asta trebuie să înțeleagă. Dar municipalitatea nu poate obliga sindicatele, totuși. Nu sunt chiar atât de sărace sindicatele. Din nefericire, spun din nefericire, cu ghilimele de rigoare, trăim într-o democrație. Și democrația este proprietatea ta, tu trebuie să o respecti. Da, când vom lucra la nou planul urbanistic general, la noul PUG și zona centrală vom aborda așa cum trebuie, vor avea un timp care îl vor da specialiștii, pentru că sunt cei care sunt experți în urbanism și în arhitectură, în care cei din zona centrală vor trebui să-și facă fațadele într-un anumit ton.
sau un anumit mod, sau o anumită culoare. Lucrurile acestea trebuie stabilite. Ele nu au fost stabilite până acum. De ce? N-are rost să intrăm acum că cine trebuia și cine nu. Important este să le facem de acum încolo și atunci ușor, ușor vor reuși. Uitați, oamenii spun că sunt anumite clădiri vechi care trebuie reabilitate sau fațadele pe bulevardul principal al blocurilor. De acord. Da. Primăria poate ajuta. Inclusiv acoperișul, da, arată oribil blocurile din cet. Da. Sunt proiecte europene și din nefericire asociații nu s-au implicat. Oricât de mult am vorbit noi, chiar dacă mediatic nu s-a făcut prea mare tam-tam, s-au purtat adrese cu asociații proprietari, da, cu locatari, în care le-am spus, uitați, sunt fonduri europene cu finanțare de la primărie, să reabilitați aceste blocuri și inclusiv fațadele, respectiv acoperișurile, acoperișele. Nu au fost așa receptivi, pentru că din 10, unezi 2 nu poți să-i pui de acord, da, pe unii când sunt 10 sau 20 pe casa scării. Să-i obligi, într-un fel, să le dai o adresă în data, până în data de trebuie să faci așa? N-ai cum. N-ai cum, pentru că v-am spus cum. În primul rând, vor critica și vor spune, bun, dar primăria trebuie să ne ajute și noi vrem să ajutăm, mai trebuie să găsim o bază legală. Este multă treabă, dar, repet, centrul municipiului Suceava arată bine, mai trebuie lucrat la partea de proprietate a oamenilor, că nu e proprietatea municipalității, și ușor, ușor, vedeți că aceste lucruri se cer de la sine. Dacă obligam acum oamenii, acum câțiva ani de zile, pentru că vorbim de prin 2008 și mai departe, toți începeau să spună că nu e bine, că nu. Ușor, ușor văd și ei și spun, da, într-adevăr, este nevoie de o reabilitare a zonei centrale și cred eu că o vor înțelege și oamenii care locuiesc în zonă. Pentru că au un avantaj, este zona centrală, toate evenimentele se întâmplă acolo. Târgul de Crăciun, Târgul de Paște, fel de fel de evenimente. Ați văzut că nu mai facem acele concerte și spectacole să nu poată dormi oamenii, le-am mutat în alte locații. Și ei trebuie să înțeleagă acest lucru și vor înțelege, spun eu, în perioada următoare, pentru că stai în centrul orașului, la kilometru zero, ai o valoare a imobilului, dar această valoare trebuie și păstrată și trebuie să o înțelegi atunci când ai de făcut anumite cheltuieli. Vom rezolva aceste lucruri în perioada medie spre îndelungată, trebuie spus clar că așa este, dar ce mai înseamnă medie spre îndelungată în condiții în care noi din 2008 vorbim de parcări subterane când ne-am apucat și în 2012 a fost finalizată și recepționată parcare subterană și uitați, suntem în 2017. Timpul trece, zboară foarte rapid și o să vedeți că în câțiva ani de zile lucrurile se vor schimba și oamenii vor înțelege mai mult. Într-adevăr, avem în centru aceste două bube, ca să spun așa, care aparțin de fapt din cauza sindicatelor. Este sediul unor sindicate, da, imobilul și Casa de Cultură. Și în această chestiune municipalitatea deocamdată nu poate interveni. Legislația este. Ați menționat planul urbanistic general, că se lucrează. În ce stadiu și mergem mai departe? Suntem în stadiu de a obține avizele de la instituțiile publice. Sunt anumite avize de la Ministerul Culturii, de la APM. Așa este. După ce vom avea aceste avize, spun eu că nu vreau să dau un termen, pentru că, repet, întotdeauna când intri între arhitecți și între cei de urbanistic, sunt alte gândiri față de ale noastre. Eu nu o spun cu răutate, dar eu sunt inginer de profesie și dacă chem doi arhitecți și le dai un proiect, unul va spune că unul e frumos și unul e urât sau invers. Uh-huh. Și noi, din afară, nu ne putem da cu părerea. Nu am un termen, oricum suntem mai apropiați ca niciodată, pentru că, v-am spus, lucrăm la avize. După ce vom avea toate avizele, acest PUC va fi prezentat și va trebui, până la urmă, aprobat. Da. Am găsit în presa locală o informare interesantă făcută de dumneavoastră, se referă la drepturile și obligațiile sucevenilor pe timp de iarnă. Ce cântărește între cele două talere? Cântăresc mai mult drepturile sau obligațiile noastre? Ați intrat iarăși într-o zonă vedeți, eu sunt o persoană care am spus tot timpul și fac aici o paranteză. Spunea cineva că eu nu sunt bun de politician. Și zic, bun, dar în ce sens? Prea direct, spun omului da sau nu și mai departe. Asta așa m-am gândit, are dreptate acel om? Și după aia am ajuns la concluzia că nu. Pentru că noi avem un format de politician în care omul vorbește frumos, eu vă asigur, vorbesc foarte frumos cu omul, dar nu-l mint, îi spun în față. Așa trebuie să facem. Nu avem un șablon a politicianului standard în care spui, da, trebuie să fie așa, trebuie să minți, trebuie să duci omul cu zăhărelul până se satără omul și spune, bă, am fost la X, mi-a vorit frumos, am băut o cafea, mai m-a chemat peste 2 săptămâni și tot așa și tot nu rezolvă nimic. De aceea eu cred că sunt o persoană, nu știu dacă spun diferită de concepția politicianului de rând, și cred că sunt bun de politician, pentru că v-am spus de ce. Nu mă încadrez în un tipar, dar nu există acel tipar. Sunt o persoană în care am spus tot timpul omule
ce e corect, ce nu. Cum am considerat eu? S-ar putea să mai fi greșit, că întotdeauna nu ai, ești deținătorul adevărului absolut. Și cu acest subiect, cu salubrizarea. În fiecare an facem această... trece în revista utilajelor. Și da, o facem și așa mai departe. Eu pot spune că în 2015 nu era iarna pe nepregătite, 2016 nu. Vedeți de atunci, acum și în 2017. Eu spun de momentele când mă ocupam de salubrizare. Și nu spun cu modestie. Întotdeauna sunt blocaje în trafic, întotdeauna sunt probleme. Cea mai importantă ninsoare este prima ninsoare. Prima ninsoare, chiar dacă e numai o fulguială, sunt ce vine, n-au mașinile pregătite. Eu vă întreb aici, nu știu, pe dumneavoastră și nici colegii meu, eu nu. Eu vă spun, nici eu nu am. Nu am pus cauciucurile de iarnă încă. Deci nu au mașinile pregătite. Toți, când e prima ninsoare, ies să vadă cum e ea. Și se mai creează ambuteiaje. Sucevenii trebuie să înțeleagă un lucru. Sunt și drepturi și obligații. Drepturile lor sunt primordiale întotdeauna și sunt foarte importante pentru că plătesc o taxă de ecologizare, trebuie ca primăria să le facă curățenie sau să le dezepezească și așa mai departe. Dar de obligații nu spun niciodată nimic. Aha. Au obligația. Spațiile comerciale care sunt deținute de suceveni sau de oameni care lucrează acolo ar trebui să facă acest lucru. Să iasă cu lopata, să-și dezepezească trotuarul din fața spațiului comercial. Da? Vorbim, nu știu, zona centrală, pe trotuarul principal, nici nu trebuie să intervină primăria. Vorbim de la sensul giratoriu până la cel la sensul giratoriu înspre banca, banc post și mai departe, tot sunt spații comerciale. Ar trebui ca fiecare agent comercial să-și curețe trotuarul. Ați văzut vreodată făcând acest lucru? Nu. Pe cine ați amendat? Nu. Am amenzi. Am amenzi și le voi face mai mult public în acest an, pentru că așa am văzut că doar cu măsuri coercitive. La fiecare ninsoare sau când am avut o prognoză sigură, pentru că săptămâna asta trebuia să ningă teoretic, așa era calculat, am trimis inclusiv poliția locală, inclusiv cei la serviciu ecologizare, cu textul de lege și le-a dat la fiecare în parte cu semnătură de primire. SCX a semnat vânzătorul, cine era acolo patron. Și acest lucru facem, am făcut în 2015, poate mai puțin, dar în 2016 mai mult. Vă asigur că în acest an vom aplica și măsuri coercitive, cu tot respectul. Pentru că e important ca fiecare să știe responsabilitățile. Iarăși, asociația de proprietari. Eu nu am prins timpurile, dar țin minte când părinții mei ieșeau cu lopata și ieșeau, fie că erau scoși, dar cred că și mai mult de plăcere. Își curățau treptele, făceau alei și erau un ninsor, nu ca acum fulguiește puțin. De aceea eu zic că e important să ai atât dreptul, dar și obligații. Și am prezentat eu acolo un număr de telefon la care se poate suna. Pentru că o să vedeți și dumneavoastră și eu am tot respectul și răspunsul e standard deja. Atunci când o să pună pe Facebook strada cu tare polei sau a trecut un utilaj acum o oră sau nu a trecut utilajul, că e posibil să nu treacă. Da, da. Prima întrebare este, ați sesizat primăria? Ați sesizat dispecerul non-stop? Că eu am pus acolo niște informații și le vom relua până se vor întipări subconștientul omului. Numărul de la primărie care este foarte simplu și nu că ar trebui să știe toată lumea, dar îl află oricând, 0230212696. Acolo fie răspunde dispecerul, fie spune direct interiorul 154 sau 254. Este primăria municipiului Suceava. Acolo trebuie sunat atunci când este o situație de fapt. Nu pus pe Facebook. E bun și Facebook-ul, pentru că eu îl urmăresc și întotdeauna mai primesc mesaje, sunt etichetat și răspund. Da, am anunțat colegii, dar vă rog pe viitor să anunțați primăria. De aceea, sucevenii trebuie să știe clar. În primul rând, la ninsori, să se bucure de zăpadă. Bă, vine iarna. Dacă vom avea iarnă 3 luni de zile, te saturi de zăpadă. Dar cum am avut noi câteva ninsori anul trecut, mai puternice, bucurați-vă de zăpadă. Mai lăsați poate mașina acasă, mergeți cu sistemul de transport în comun. Vor spune că e aglomerat așa mai departe. Se mai mergea pe jos. Dacă ar fi să dezepezim, eu am spus-o și eu repetam această expresie, cei de la societatea de salubrizare cu feonul usucă strada, cu feonul, domnul Chidot, dar pe ce bani? Sau cu banii cui? Pe banii noștri, sucevenilor. Eu trebuie să țin un echilibru între costuri și eficiență. Și așa vom face tot timpul. Se acționează întâi pe bulevardele principale, se va acționa doar mecanizat, pe bulevarde secundare, unde nu încap mașinile și ați văzut că cei de la operatorii de salubrizare au în acest an și mașini semi-automate, vor acționa cu tradiționala lopată. Nu dăm cu pietriș, pentru că pietrișul strângem noi. Oricâte situații și am avut și am încercat SafeCoat, clorură de așa, inhibitori, cea mai mare eficiență, din nefericire, o are încăsarea. O are încăsarea care trebuie dată în momentul de față și vorbim eficiență-cost.
Bine, eficiența cea mai mare o are inhibitorul, că dai cu de la și dar pe asfaltul uscat, ține 2-3 ore, e apă tot, dar după 2-3 ore iar trebuie să mai treci cu inhibitorul. Da. Și vom folosi astfel de substanțe în anumite zone mai circulate. În rest, vom folosi sare. Eu țin minte în 2015, când am revenit în funcția de viceprimar, am strâns, era ianuarie, februarie am fost repus în funcție, am strâns cu lopata, i-a pus pe toți cu, de la salubrizare, să strângă cu lopata tot ce e pe stradă, pentru că era mai mult pietriș decât sare sau nisip. Da. Vor fi probleme, eu sunt conștient, dar sper eu să fie minore, sper eu să ce venim să înțeleagă că trebuie făcută o eficiență sau trebuie păstrată o eficiență între costuri și dezăpezire și dacă ei vor înțelege că iarna nu-i ca vara, e o, vorbă, o expresie preluată, vor vedea că va fi bine și în acest an, cum a fost și în anii trecuți. Da, luăm o primă pauză de publicitate, doamnelor și domnilor. După publicitate vom afla dacă domnul viceprimar Hașovski va merge cu măsurile coercitive până la capăt. El a mai vorbit despre măsuri coercitive și în alte situații, dar, mă rog, nu s-a, cum am spus eu, mers până la capăt. Acum publicitate.